Oh my god, altar unuri. Și bine v-am găsit la un episod de Subnautica Early Access. Deci, bine, nu e Early Access, dar bine v-am găsit și da, bine v-am găsit la un episod de Subnautica. Astăzi vreau să terminăm jocul, desigur. Varianta de a termina jocul este chiar aici, vreau să termin. Deci intrăm pe lume. Bine, nu suntem pe lumea aia, am bun, pe altă lume, nu suntem pe aia, pentru că am făcut eu niște mici modificări. Bine, n-am făcut eu niște mici modificări. Am creat eu o lume nouă și am văzut că tipul, un tip, IGP, termină jocul. Dar eu nu înțelegeam. Păi da, dacă să termin jocul trebuie să pleci cu Netman Escape Bracket. Bine, nu este un fel să termin jocul, este un fel așa să... ca și când l-ai terminat, dar de fapt nu-l termin, știți? Ok. Este vorba despre Sea Emperor, împăratul apelor. Wow. O să întâlnim Sea Emperorul. Nu știu, mie îmi place foarte mult de el. De ea, pentru că este fată și... tot ce trebuie să facem este să dăm drumul la... trebuie să dați drumul la ouăle ei, pentru că a pus niște ouă și ea mai are puțin și moare și nu are cum să le dea drumul. Dar noi trebuie să activăm incubatorul și o să își dea drumul ouăle și noi o să moară totul și bebelul și o să se ducă spre portal. Deci noi hai să salvăm lumea, hai să salvăm Sea Emperorul, pentru că trebuie să salvăm, dar totuși când zici Sea Emperor, Emperor, mi se pare că e băiat? Unde-și, mă? Unde-i Sea Emperorul? A, uite-l acolo, dar nu se mai vede nimic, adică nu avem lumină? What? Nu avem lumină, oameni buni. A, bă, da, uite că avem. Ok, uitați Emperorul aici. El este Sea Emperor, nu știu, pare înfricoșător. El nu, ea nu ne atacă, desigur, pentru că ea știe că noi suntem un om bun și nu vrem să atacăm. Așa că noi trebuie să ne facem imediat o bază. O băzulică mică. Uite acum o facem. Trebuie să punem o niște... dar nu putem să... a, ne trebuie neapărat o... de la un... unde stă? Uite aici vreau să fac baza. Ok. Aici punem ăsta. Mai sus, mai sus. Așa, punem repede, deci o mică bază facem lângă Sea Emperor. Intrăm înăuntru. Așa, am intrat. Aici ne punem... desigur, fabricatorul. Bun, intrăm și aici avem... la electronic, mi se pare. Nu, nu e la electronice. La... nu, este aici. Sau unde este? Să fie pe undeva. Poate aici... nu? 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 Nu, 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 nu. Nu, aici trebuie să fie. Stați așa să ne uităm, să vedem. Deci, așa, animal glass. Black glass. Silicon rubber. Da, titanium, așa, la hatching anis, asta ne trebuie, nu-l vedeam. Bun, luăm două în caz de ceva că ne trebuie. Nu-l vedeam, mă, am bun și de-aia mă citeam că eu nu prea mai văd. Ok, ochelari, ochelari, auzi, ieșim. Venim aici, dăm drumul la ouă. Opa, ce se întâmplă, am bun? Opa, ies! Bebelușii, uitați! Bebelușii! Uite ce drăguț sunt! Hai să scanăm, hai să scanăm! Trebuie să scanez, nu pot să scanez! Da, ba da, ba da, ba da! Pot să scanez, pot să scanez, dă-mi, dă, vreau să... juvenii! Scanez, vreau să scanez, vreau să scanez! Mulțumesc! Acum toți se vor duce la mama lor. Ca să îmbrățișeze și să plece spre portalul acela. Se îmbrățișează frumos. Este un emoțional goodbye, așa se zice. Este destul de emoțional, adică destul cu suflet, uitați. Sea Emperorul nostru nu mai are mult și moare. Sărăcuțu. Bine, nu e băiat, eu zic. Sărăcuța moare. Tridonușii! A căzut. Ama toți încearcă să-și ia niște bile. My young are swimming for the shallows. I
thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Nu muri, Semper Omo, sună telefonul, asta mai lipsea, nu-i nicio problemă, răspundem. Ioan bun, deci acum a murit Emperorul. Mai are puțin și cade jos. Deci vedeți, nu mai este nici măcar un bebeluș, dacă observați, pentru că s-a dus în portal. Iar noi acum, dacă ne scanăm, suntem infectați? Păi așa, cum suntem infectați? Oulă, nu e bine, nu e bine, să nu mai fim infectați, să nu zicem... Undeva era la Siemperor, să te duci să nu mai fii infectat. Wow, ne glicim prin Siemperor, doamne ferește. Poate nici nu mai... Da, nu știu. Suntem totuși infectat. Uite aici! Yes! Uite, oameni buni, suntem infectați! Oh my god! Vedem animația împreună! Oh my god, oameni buni! Ia să ne scanăm. Să ne scanăm. Ok, suntem normali. Save. Vital signs normal. No remaining signs bacteria. E normal. Deci nu mai suntem infectați. Ura, nu mai suntem infectați, mă bucur. Ok, deci azi acum o să trebuiască să plecăm de aici, nu o să mai stăm. Vă dați seama că nu o să mai stăm. O să începem în portal, desigur. Dar mai bine dăm go-to. Deci hai să dăm go-to. Go-to Aurora. Go-to Aurora. Go-to gun. Go-to gun. Cred că se va glici. Da, am spus eu. Trebuie să așteptăm să se încarce. Aurora. Aurora boreală. Acum putem să dăm go-to gun. Să merge. Bun, și acum trebuie să intrăm aici să dezactivăm arma asta. Sau e deja dezactivată? Cred că e deja dezactivată. Da, e deja dezactivată. Dar n-am dezactivat-o eu, desigur. Mă dă seama, aici. Dar nu se încarcă jocul. Unlock. Door. Doors. Dar nu este dezactivată arma, deci hai să zicem acum chiar să o dezactivăm pe bune. Așa se mai întâmplă, este un bug când te teleportezi instant la ea, se mai întâmplă să fie dezactivată ea pur și simplu. Să ne ducem noi... Iron Cube! Foarte drăguț și colorat. Vedeți, deci tot se aprind luminile, deci n-ar trebui să se aprindă. Deci înseamnă că nu e dezactivată arma, deci o dezactivăm acum. Hai, o dezactivăm. Ui, cred că o să ne dea un pic lag aici.
Aba nu, ne dăm, avem 60 de frame-uri. Acum am 50. Acum 40, gata, 60. Perfect, 62, 63, perfect. Ok, aici este o mică chestie de ce vrem noi. Să dăm day ca să fie dimineață. Și să mergem să dezactivăm arma, nu? Că de ce să nu dezactivăm arma? Ca să fie două ending-uri, știți? Să fie două ending-uri de pe aici. Perfect. Pe aici mergem, pe sus cred. Da, pe sus, pe sus, e bine pe unde o luăm. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, uite aici o nouă tabletușă. În tableta, uite ce frumoasă e. Bun, și acum mergem aici. Bun, și aici e finalul jocului, am făcut două ending-uri, sunt alternative, deci nu sunt ce vrem noi, adică nu sunt niște ending-uri de alea. Ending-ul este să, chiar să pleci cu racheta, adică aia, dar încă nu e valabilă. What? Ce asta? A, ah, un pește care s-a glicit. Gata, băieți, am ajuns, deci hai să dezactivăm arma. Să mai scanăm o dată în caz de... Nu, hai să dăm save ca să salvăm non-stop, nu mai avem nicio treabă. Și suntem normali, ok, deci e bine totul. Disable facility. 3, 2, 1 și... Hai să vedem, am buget să-l împlăm? Se apără, măi. Gata. Gata, am bun. What? Oh my god, băieți, ce se întâmplă? Asta chiar e dezactivare tare. Planetary quarantine lifted. Quarantine enforcement platform disabled. Fly well. What? Oh my god, băieți, stai să ieșim afară ca să vedem ce se întâmplă. O, oh, stai la un portal, nu ne interesează portalul. Gata! Hai să mă duc la masă, scuzați. Dar stai să ieșim afară să vedem ce s-a întâmplat, adică nu? Stai să ies afară să vedem ce s-a întâmplat. Pe aici? Da, pe aici, ok. Oh my god, oameni buni, chiar am dezactivat arma! What? Când se întâmplă, să dăm comanda day ca să fie mai day. Ca să fie, poate în cază că e noapte. Dar nu înțeleg cum mai merge dacă am dezactivat-o, adică cum mai merge să fim aici, adică nu... Cum mai merge chestia asta care te urcă sus și în jos? Nu știu cum, dacă e dezactivată arma. De ce mai merg luminile astea? Ar trebui să fie stinsă totuși. Aici e stins, de exemplu. Bă, dar tot se aprind. Nu e dezactivată arma? Da, dar sunt și lumini totuși ciudate, deci e clar că e dezactivat arma asta. Asta era un turn. Eu prima oară am crezut că e un turn. Deci să nu ziceți nimic. E prima oară când am instalat jocul, asta vreau să zic, nu... Ai bă, da, să cât faia. Da, mult mai mergi, că eu dacă aș fi în jocul ăsta, eu deja m-aș plictisi la cât am mers. Yes, am dezactivat arma, bune! Mamă, să dăm un free cam, să ne desimplim, să vedem cum s-a dezactivat. Oh my god, e dezactivat arma. Ok, e dezactivată. Am făcut două ending-uri, deci îți dăm warm me. Emergency power. Cred că nu e apă. Oxygen production offline. What? Ce caut eu aici? Oh my god, asta e baza mea. Semperul e mort. A căzut. Bine, nu e chiar mort, mai respiră. Bă, nu spune că asta e baza mea. Acum aici la Semperul e baza mea. Nu spune. Oh my god, cât de tare, oameni buni, poate fi jocul ăsta. Cât de tare. Îți dăm un save aici în caz de ceva. Te dăm aici un save. Nu, așa. Hai să fie aici totuși baza mea, ar fi o idee să fie aici. O să mai facem noi data viitoare o bază aici la Semperor, uitați. Că aici ce că e baza mea, aici e baza mea, uitați.
Nu acolo unde e. Oh my god. Deci cam asta a fost episodul. Oh, Siemperorul săracu. Săracuța. A murit. O, ce gură are, doamne. Mă sperie gura asta, dar nu, în rest e drăguț. Nu știu, vouă vi se pare drăguț? Mie mi se pare drăguț, nu știu de ce. Of, doamne. Dar oare de ce mi se pare mie drăguț? Achele oribil, așa de... monstru și... E mai mare decât un Sea Dragon, chiar. Chiar e mai mare decât un Sea Dragon și un... Cyclops și un... și un azi și un... cum se spune, și un... ăsta, bă! Și un Reaper. Că Reaper-ul e de acolo până la mâna lui, mi se pare. Până la mâna ei. Deci a căzut jos. Oameni buni, aici a fost, acesta a fost episodul. Am reușit să terminăm joculețul. Bine, să, pot să... există mai multe modalități de a... Bine, jocul corect e să-l termini cu racheta, dar nu este valabil, adică nu merge. Dezvoltatorii n-au făcut jocul să meargă așa, să meargă racheta, dar nu. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Boom!